El are vreo 78 de ani. Mine asta mă îngrijorează. Nu, nu, eu francez. Da. Iuții ăștia, 78, 80 și ceva de ani, că altfel nu-i pot zice, ca și eu fiu ăla, dacă nu, eu n-am să gândesc 80 de ani. Se duc și votează și hotărăsc soarta voastră. Dacă ei hotărăsc soarta voastră și am pus în 4 ani înainte. Da, ești a noștri, dacă tipa voi, 18, 19, 20, 22, 25, în ziua aceea, când așa ia lehele, o să iasă la șașlic, la picnic, la pivă, la devăcchi, o să doamă în casă, când o să duc la votare. Dar moș Vasile, de 70 de ani, de deja, o duc și o să voteze partidul lui domn socialiști ăștia, când îl văd pe bolă la televizor, ați văzut? Șaibă așa e mare, ca un buhai. Idiotă. Da, așa n-a dat nouă din stăuceni, s-a căsătorit cu una fictiv, adică a încheiat o părașă zăcăucenii. Și pentru asta lui, el a căpătat în stăuceni, în loc de casă, de acolo un loc de casă costă sute de euro. Costă, da. Dar nu înțelegi lumea noastră intimitate. Uite, eu vă spun cinstit, eu căteam un unchi în fiecare satul oameni să-i pun în comisie. În comisie șez, cine pune oameni în comisie? În comisie pune așa. Fiecare partid care e în Parlament are drept să pui câte un reprezentant. Am și avem. Avem socialiști în Parlament, avem partidul PAS, avem partidul DA, avem democrați și ăia, 5. 5. Ia că aici sunt 5 partide, pui câte un om. Dar restul până la 9 sau până la 11, dacă satul e mare sunt 11, dacă satul e mic, sunt 9 oameni. Pune primăria, votează Consiliul Local. Am eu un prins în bram, am dat în sac către Augustul și îi spuneam la oameni, mă uitam că senatorul la cap și zic, du-te în comisie, de pildă. Că așez comisie de partea partidului de aia sa. Nu știu ce ani e când la tine. În comisie, o să dai buletini. Am o rugăminte la tine. Când te duci și ai votat, să votezi pe mai sa. Nu e asta, poate a faci ceva. Nu mă duc. Nu mă duc. Cum mă chem? Dar din partea socialist.